Salutare, gașcă! Salutare, gașcă! Salutare, oameni buni! Crăciun fericit tuturor! Bine v-am regăsit! Crăciun fericit! Merry Christmas! Sperăm că vă regăsim pe toți sănătoși și bine alături de cei dragi. Astăzi avem doi asistenți speciali, suntem în echipă completă. Fetele sunt cu noi. Gașcă! Crăciun fericit! Merry Christmas! O să stea cu noi pe timpul filmării și, cum vă spuneam, ne bucurăm că am revenit după o așa lungă absență, dar este de înțeles, a fost o perioadă mai specială și pentru noi și pentru toată lumea. Am muncit pe timpul verii, am fost implicați în alte proiecte. Tu ai și școală, ai da, și ne-a rămas prea puțin timp pentru a face vloguri bune, vloguri de calitate și am hotărât să ne oprim puțin, dar ne-am gândit la voi. Am primit cu mare drag toate mesajele voastre, încurajările voastre, comentariile frumoase pe care ne le-ați trimis. Vă mulțumim din suflet pentru toate. Și sperăm de acum încolo să ne putem organiza un pic mai bine și să revenim în forță cu vlogurile. Cu vlogurile. Bineînțeles, acum ne-am și cumpărat aparatură mai specială, ne-am făcut rost de mai multe chestii, mai multe camere. Da, încercăm să ne obișnuim cu tehnologia, cu aparatura de care avem nevoie, dar toate la timpul lor. O să ne facem timpul necesar să dăm drumul vlogurilor, mă rog, într-un interval de timp acceptabil, să nu mai dureze așa de mult. Așa de mult, da. Adică revenim înapoi la programul un vlog pe săptămână, sperăm. Da, suntem un pic emoționați, trebuie să ne credeți că am revenit, până ne-am căutat toate, am reluat toate aparaturile. Nu vă spun ce resete au fost înainte de a ne apuca de filmare, până ne-am găsit locul, dar ne bucurăm că am revenit și vrem să vă urăm toate cele bune, numai gânduri bune vă trimitem tuturor. Sănătate, bucurii, împliniri și sărbători cu bine alături de cei dragi din partea noastră. Și am zis că adică Mihaela o să aibă un colind special compus de ea pentru voi, pentru români, pentru toată lumea. Da, eu mai compun cântecele așa pentru copii, pentru sufletul meu și anul ăsta chiar așa am avut o inspirație și am compus un colind simplu, dar de suflet. Sper să vă placă. Este pentru voi, pentru cei care vor asculta, pentru cei de acasă, pentru cei care sunt departe de România și de tradițiile noastre. Și sper să vă placă. Înainte de a cânta, vrem să spunem că noi deja am filmat următorul vlog, deja este filmat. Sperăm că mâine, în două zile va apărea vlogul ăsta de revenire. Da, și vlogul următor o să vedem, avem o suită de zile libere acum și o să încercăm să ieșim puțin. Să ieșim pe plus. Să ieșim pe plus. Să ieșim la liman. Când ne-am cam înnecat. Ok, o să încheiem cu colindul, revenim cu celelalte filmări în zilele următoare și vă pupăm, vă îmbrățișăm cu drag. E ziua pruncului sfânt și în cer și pe pământ leruțuluile. E ziua pruncului sfânt și în cer și pe pământ leruțuluile. Noi
vestea bună, veruțuluile, dar nimenea nu s-adună, veruțuluile. Venim cu colinde alese, veruțuluile, dar lumea nu ne primește, veruțuluile. Ai fi gazdă tu miloasă, veruțuluile, și primește-ne în casă, veruțuluile. Hai fi gazdă primitoare, veruțuluile, că astăzi este o zi mare, veruțuluile. Că de-atâta colindat, veruțuluile, picioarele au înghețat, veruțuluile. Că a fost drumul lung și greu, veruțuluile, unde s-a găi niciun leu, veruțuluile. Hai, gazdă, și toarnă vin, veruțuluile, să ne încălzim puțin, veruțuluile. Din colace de pe masă, veruțuluile, pune și-n de saga noastră, veruțuluile. Să ai casa luminată, veruțuluile, mai venim și altă dată, veruțuluile. Domnul Sfânt să vă vegheze, veruțuluile, să vă binecuvânteze, veruțuluile. Să ai casa în lumină, veruțuluile, că ne-ai fost o gazdă bună, veruțuluile. Să ai casa în lumină, veruțuluile, că ne-ai fost o gazdă bună, veruțuluile. Crăciun fericit, vă pupăm! Crăciun fericit! Super! Bravo! Și nu uitați, like, subscribe și lăsați comentarii în partea de jos a videoului. Vă așteptăm cu drag și vă așteptăm cu drag. Bye!